Venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Eu le pun în aceste forme, așa, le puteți pune și într-o lingură până se usucă și apoi le punem pe și tort. Să începem să facem. Am făcut fondantul ala cu voi din aceste bezele gumoase. Vedeți? Alb, galben, le-am și colorat, verde, negru, roș, albastru, vedeți? Așa. Și acesta este făcut din bezelele colorate. Vă arăt, aceste bezele colorate, am făcut fondantul roz, deci este așa, culoare roz. Și din bezelele albe, am făcut fondantul alb și apoi l-am și colorat. Avem nevoie de fel de fel de forme. Pentru frunzulițe, să facem trandafiraș, să facem floricele și tăiem frunzulițe. Ia uitați, fel de fel de instrumente. Vedeți? Să întindem o bucățică de fondant alb. Îl încălzim mai întâi în mână. Foarte bine. Și vom face aceste floricele cu aceste forme. Și îl încălzim. Mai întâi îl încălzim ca să putem lucra. O să punem puțin amidon pe masa de lucru. Ai avea nevoie și de colorant alimentar. Pus puțin apă aici. Începem să întindem fondantul, da? Și o să tăiem cu aceste forme să facem primele floricele. Îl amestecăm, cum am spus, mai bine mai întâi să îl încălzim. Și acum voi întinde fondantul. Presor puțin amidon. Și întinde. Așa. Și acum vom tăia și vom face mai mici, mai mari floricele. Așa, vedeți? Și acum scoatem, apăsăm așa. Aceasta o strângem și o adăugăm. Deci este foarte bine cât lucrați să țineți în folie alimentară. Așa. Fondantul. Vedeți? Vă folosesc de aceste instrumente și cu cea rotundă, cu bila rotundă. Deci ne ajutăm așa cu puțin amidon. Așa. Și facem așa o mică presiune aici peste. Vedeți? Încet, încet. Și întindem petalele. Așa. Și cum am mai spus, eu am aceste forme din silicon, deci se fac acele biluțe din ciocolată care se pun pe tort, dar eu le folosesc și ca suport. Sau în lingură, în lingurițe. Vedeți? Sau am aici, care luăm și facem biluțe din fructe. Și o să așezăm aici floricica noastră în mijloc. Vedeți? O așezăm așa în mijloc aici. Hai să o punem în lingură, că se vede mai bine. În linguriță. Și o așezăm așa aici frumos. Și acum voi face pistilul cu puțin galben și mă voi ajuta de o sită. Și am să iau puțin galben de aici, tot la fel
îl frământăm bine înainte de a lucra, foarte, foarte bine frământăm culorile ca să le încălzim cu căldura mâinii. Așa, și închidem. Și frământăm așa bine. Și acum avem pistilul. Aici am puțină apă. Am să mă ajut cu puțin colorant roșu și cu puțină apă să colorăm în mijloc. Deci puțin, puțin, puțin luăm așa. Scuturăm. Am să dau prin roșu puțin. Și acum o să facem așa, vedeți? Așa. Umezim și în mijloc și în mijloc o să punem pistilul. Clătim pensonașul și dăm deoparte. O să avem nevoie de o pensetă și de sită. Vedeți? Și culoarea mea galben o trecem prin sită ca să facem pistilul. Așa. Este mai deasă, o să iasă mai fin. Este mai largă, o să iasă mai gros pistilul. Așa, și apăsăm, vedeți? Ia uitați cum iese. Și acum voi lua de aici puțin și voi pune în mijloc, aici. În mijloc la floricica mea. Vedeți? Așa. Și acum o voi lua încet, încet și o voi așeza aici pe lingurița mea ca să se usuce și să aibă această formă curbată. Vedeți? Facem cu această formă și amestecăm foarte bine albul nostru să se încălzească. Trebuie frământat foarte bine înainte de a lucra. Tindem ca să ne ajutăm cu amidon și pe o parte și pe cealaltă și întindem. Așa. Să vedem dacă ajung să tăiem, da. Și acum să le tăiem pe amândouă. Așa. Și strângem fondantul alb și îl așezăm aici. Și acum să scoatem. Așa, și dăm deoparte. Și acum cu o biluță rotundă sau cu această formă care este mai mare, mai lungă, putem întinde petalele pentru trandafirașii noștri. Și tot la fel, mă voi ajuta și cu puțin amidon să fie așa pe dedesubt, să nu se lipească. Așa. Și acum, să întindem mai întâi aceste petale. Așa. Așa.
Așa, o întindem și pe cealaltă. Așa. Și întindem așa petalele bine ca să facem trandafirul nostru. Deci aveți grijă să fie mereu amidon pe dedesubt, să nu se lipească. Așa. Așa, și vom începe de la cea mai mică. Vom umezi puțin cu pensonașul. Așa. Și punem una peste cealaltă, da? Și acum răsucim. Încet, încet. Vedeți? Așa. Am să pun puțină apă și aici să se lipească. Și tragem așa petalele în jos. Și dacă dorim un trandafir foarte bogat, așa, o să punem și cealaltă jumătate. Așa. Și întoarcem. Întoarcem și pe aceasta. O umezim puțin. Așa, și acum o unim aici la floarea noastră, vedeți? Așa. Și o unim încet, încet. O ridicăm. Și încet, încet le unim așa pe toate. Ia uitați. Așa. Și acum nu ne rămâne decât să întoarcem aceste petale și trandafirul nostru este gata. Facem și o frunzuliță la trandafirul nostru din verde. Și aici avem verdele nostru. Și întindem așa. Și o să facem așa două frunzulițe, vedeți? Ia. Una. Și două. Ia să vedem dacă mi intră. Să mai întind puțin. Dacă nu, mai facem o dată.
Și acum, să-i facem nervurile, vedeți? O mică presiune așa peste. Uitați. Așa.